Agenția de Cultură a poposit în orașul Moreni, din județul Dâmbovița. Ne aflăm în casa atelier a pictorului Paul Cristian Ioniță. Îi spunem ziua bună. Bună ziua! Și, desigur, am venit aici pentru a descoperi valoarea și a o prezenta tuturor celor interesați de artă. Stăm de vorbă cu domnul Paul Cristian Ioniță, pictor, grafician, artist plastic și aș îndrăzni să spun și un poet a cărui carte este în curs de apariție. Domnule Paul Cristian Ioniță, ne aflăm aici într-un loc istoric, o casă atelier a care a aparținut părinților dumneavoastră. Cum ați ajuns aici, în Moreni? Cum am revenit, de fapt, este locul meu de baștină, în ciuda faptului că evenimentele istorice au făcut ca pe buletin, în locul datei de naștere, să scrie altă localitate. Este o casă moștenită de la părinții mei, mai ales cu precădere de la mama mea. Și am revenit cu mare drag. Se pare că rădăcinile acestui loc m-au atras foarte mult. Mă simt foarte bine în cămăruța mea, având aceste legături de suflet, în primul rând. Sunt morenan, jet beget, și atât mama cât și tata. Eu m-am născut în niște vremuri tulburi, într-o perioadă de deportare. Și în urma acestei prigoane am fost evacuați din casă. Am revenit, după liceul l-am făcut aici, în Moreni, dar după facultate am luat viața în piept, cum să spun, și am avut câteva repartiții de producție la Timișoara, Târgoviște, după aceea București, ca cercul să se închidă tot la Moreni, în final, după 1990. V-ați recuperat casa copilăriei? Da, e un fel de a spune a recupera-o. A recupera-o în sensul de a o stăpâni. Casa n-a fost naționalizată, dar am găsit așa un dezastru. Cunoscătorii care vin în această casă, în care aveți, trebuie să dezvăluim, și o mică afacere pentru a supraviețui, numesc acest punct al Moreniului Universitatea Zodiac. Da, nu știu, poate e prea mult spus. Și mica mea afacere a pornit tot de la o idee artistică. Am vrut să fac o cafenea artistică cu un iz de plastică, cu oameni care doiesc și îmbrățișează această latură artistică. Ce să vă spun, există admiratori, există potențial, prea puțin în a susține financiar o afacere, în ghilimele. Nu este o afacere, este mai mult un business de familie, ca să-i spun așa. Domnul Paul Cristian Ioniță, de ce faceți artă? De ce? Cei care o fac nu se întreabă de ce o fac. O fac pentru că o simt, o fac pentru că persistă, o fac pentru că există pasiune și de câte ori întrerup luptul meu, mă gândesc oare dacă este un hobby, e ceva profund, e ceva... Dar nu e un har de la Dumnezeu? Se pare că da, toți cei credeți care... Credeți în Dumnezeu? Desigur, desigur. Aici există nuanțe în a crede. Deci pot spune cu toată convingerea că eu cred, numai că nu în niște forme exagerate și mai ales de manifestări din astea religioase extraordinar de greu de acceptat pentru cel care trăiește o realitate, mai ales realitatea pe care o trăim astăzi. Toate picturile care sunt semnate de Paul Cristian Ioniță, și mă refer aici și la pânzele realizate în panel, în ulei, dar și la acuarele, și la grafică,
și la toate lucrările, au un zbuciu interior aparte. Pentru un privitor neavizat, dar cu atât mai mult și pentru un privitor avizat, toată pictura dumneavoastră este plină de forță și emană dincolo de ceea ce arată la prima vedere, un amănunt, spun eu, care ține mai mult de suflet, de interiorul artistului Paul Cristian Ioniță. De unde acest zbuciu? Ați precizat deja. El vine din interior, desigur. Nu, de unde? Care este originea? Cel determină? Plăcerea de a lucra. Plăcerea. Acest lucru care nu a dispărut niciodată. De mic copil mi-a plăcut această manifestare. Am început cu grafică, culmea este cu grafică și cu modelaj. Modelaj, o plastică mică, am avut câteva statuete modelaj în lut, arse. Mai păstrez și acum câteva prin atelier, restul au fost înstrăinate. Și pictura a venit mai târziu. A venit, se pare că m-am oprit la ea, dar nu pentru a rămâne numai aici. Din când în când mai încerc și mai cochetez cu fel și fel de tehnici. Nu pot să lucrez numai pictură și un timp îndelungat. Trebuie să fac o pauză, această pauză însemnând și altceva. Să mai trag un creion, să mai trag o peniță, să mai fac un pastel, un modelaj, chiar și o ramă și o scrijelitură și altceva. În sensul ăsta se variază modul de abordare și creează o destindere extraordinară. Dar de unde vine acest foc interior? Care, spun eu, se poate vedea în toată pictura dumneavoastră. Cred că este genetic. Și tatăl meu a pictat, a sculptat. În ciuda faptului că nici el nu a fost de carieră un artist plastic, a fost un explorator în petrol. Au fost și vremuri bune, au fost și vremuri mai puțin bune și se pare că într-un târziu s-a oprit la această manifestare artistică, pe care desigur o avea și tataia-l meu, Alexandru, lucra niște obiecte în tâmplărie, traforaj la case, deci lucruri de anvergură, foarte frumoase. Le-am putea spune astăzi artizanat, dar eu zic că e mai mult decât un artizanat. E un meșteșug. Un meșteșug foarte bine pus la punct, foarte cizelat, foarte bine gândit. Deci, se pare că lucrul ăsta vine de undeva din originile mele. Vă simțiți dator acestei moșteniri? Totuși, tatăl dumneavoastră nu este o personalitate necunoscută aici, în orașul Moreni, dar nu numai în Moreni. Cel puțin istoria locului consemnează fapte deosebite și v-aș ruga să povestiți telespectatorilor conjunctura în care tatăl dumneavoastră a ajuns un exploatator, dacă pot să spun așa, al țițeiului în acest loc. Nu pot să vorbesc prea mult despre lucrul ăsta, numai să vă confirm. Trebuie să vorbiți cu sinceritate, nu prea mult, nici prea puțin. Nu, sunt sincer întotdeauna. Deși deci tatăl dumneavoastră, Traian Alexandru Ioniță, da. Tatăl meu s-a născut în Moreni. A făcut studiile superioare de matematică și inginerie, exploatări, petrol, gaze și geologie, care avem și noi un institut de renume în Ploiești. A făcut studiile la Roma și Palermo, după care revenit în țară, s-a căsătorit cu mama mea, Popoiu, pe numele de familie, deci numele de domnișoară, și a exploatat țiței pe urmele unor vechi sonde care erau închise, de fapt,
era perioada aceea fascinantă a dezvoltării României, în care marile companii româno-americane, româno-canadiene și multinaționalele exploatau țiței în acest oraș. Asta este. Moreno trebuia să arate mult mai bine față de cât a dat acestei țări. Și poate că și oamenii ar trebui altfel priviți. Deci a descoperit țiței pe terenurile sale și brusc, peste noapte, a devenit bogat. Da. Bogat cât să putea pe vremea aceea. Deci, oricum, nu așa dintr-o dată și nu poate scăda. Cu muncă, desigur. Avea un baston pe care l-am și eu acum adus din Italia, din bambus. Era cu jobenul pe care l-am și eu acum și ca amator a folosit și ca recuzită teatrul din Târgoviște, tot Toni Bulandra se numea și atunci în regia regretatului Mihai Dimiu. Și aceste obiecte au folosit în scrisori de acum un veac de Vasile Alexandrii. Sigur că a fost o amintire extraordinară și o emoție puternică îmbrăcând acele haine. Deci, în avarea subiectului piesei, mie mi-au trezit foarte multe sentimente din trecut, dar niște sentimente răscolitoare. Erau chefuri în care aducea pianul lângă masă, nu violistul, că vrea să fie să cânte cu pianul la masă. Aceasta a fost tatăl dumneavoastră și dumneavoastră ați moștenit, cum spuneați, aplicarea către artă, în general, și către... Și către distracții, să știți. Către distracții, mă bucur că spuneți asta. Deci doar suntem la viață de artist, da. Ce transmite Paul Cristian Ioniță consumatorilor de artă? Cel mai bine și-o închipuie ei privind lucrările și dacă în momentul primului contact, a primei viziuni, cuprinde o emoție, înseamnă că ăsta este lucru incipient prin care a început să mă înțeleagă pe mine. Este începutul unei deschideri și a unei legături invizibile între privitor și creator. Dacă analizăm în amănunțime, fără a fi formal, vom vedea că fiecare lucrare are un simbol, are un subiect care a fost de actualitate în momentul conceperii lui și pentru mine orice lucrare a fost o stare de moment care după aceea, până la sfârșitul lucrării, a trebuit să-l prelungesc pentru a nu dispărea. O pictură e ca o naștere? Da, desigur. Și acest travaliu, aceste munci dinainte de naștere, cum le percepeți, cum le simțiți? Acest travaliu este, de fapt, după mine, cea mai grea parte în a concepe o lucrare, pentru că modul de a-ți alege ceea ce vrei să exprimi durează foarte mult în ceea ce ai dori să faci. Cel care poate spune în final dacă gândul meu s-a potrivit cu realizarea mea, în ultimă instanță sunt eu. Privitorul vede doar și înțelege sau interpretează poate și în forme diverse ceea ce am vrut să fac. Nu cred că am o pictură abstractă sau foarte încifrată sau cu alte cuvinte greu de înțeles. Da, o pictură simbolică? Da, prin simboluri aș fi dorit să creez anumite stări. Care este omul din viața dumneavoastră care v-a impresionat cel mai mult și v-a determinat să luați o hotărâre în viață? Am vorbit despre ea. Mă referiți la tatăl dumneavoastră. Și dacă ar fi să o luați de la capăt, ce ați face? Aș încerca mai mult sacrificiu.
Are arta adică, nevoie de sacrificiu? Absolut, absolut. Considerați că nu v-ați sacrificat pentru arta? Nu, atâta timp cât nu trăiesc din artă, deci sacrificiul ăsta trebuia făcut cu orice chip. Dacă chiar îl aducem pe niște culmi extreme, adică dacă aș fi dorit chiar să tind acolo, numai că realitatea a fost cu totul alta și am fost nevoit să am aceste pauze, aceste întreruperi. Care este condiția artistului în România de astăzi și în general? Poate supraviețui un artist adevărat prin arta sa? Un artist adevărat, mai întâi, nu ca să definesc eu acest subiect, un artist adevărat este cel care reușește să exprime ceva, desigur într-un mod elevat, desigur că trebuie să existe și păreri contra și pro. Condiția lui, dacă ar fi să mă gândesc așa în timp și să leagă de cea mai mare satisfacție, să aibă expoziții, să aibă succes și succesul să se transforme în asigurarea măcar a unui trai. Nu mai spun cum. Vă considerați un profesionist sau un amator? Eu n-am pus bariere între aceste două lucruri. Aș pune numai între pictura de calitate și pictura care lasă de dorit. Sunteți elegant. Adică, cum ați trasa această graniță între kitsch și pictura, cum ați numit-o, de calitate? Da, am și încercat să definesc această barieră. Am realizat o lucrare, cea cu flori de câmp, la care am lucrat foarte mult în ambiția de a fi la limita dintre chis și artă. Adică v-ați autoflagelat sau cum? Sau ce ați vrut să demonstrați? Se pot face lucrări și cu lux de amănunte și cu compoziții foarte aglomerate, foarte concentrate, care ar putea tinde și spre arta fotografică, dar care să rămână totuși pictură. Și dumneavoastră unde vă situați? Nu știu, să spună criticii, spună artiștii mari, să spună... Deci nu, am... În orice caz, undeva mă situez din punct de vedere valoric. Au fost oameni și pictori pe care eu chiar îi numesc chiar maestri în adevăratul sens al cuvântului, care au văzut lucrările mele, m-au încurajat, deci am avut strângeri de mână, îmbrățișări. Și îndemn spre continuitate, asta însemna foarte mult. Ce regretă Paul Cristian Ioniță ca artist și ca om? Ca artist regret că nu stau de dimineață până seara și noaptea să mă culc în atelier și a doua zi să mă trezesc în atelier și să lucrez tot timpul. Și nu pot să fac lucrul ăsta spre a-mi exercita nu numai râcăiala sufletească, asta pe care o am, nici măcar spre o împlinire și o dorință pe care oricine o are, cel care creează, să aibă expoziții mai des. Foarte greu reușesc să fac lucrul ăsta, în primul rând din cauza lui lipsei de lucrări ca și număr vorbesc, și în al doilea rând din cauza lipsei locurilor de expunere. Sunt foarte, de aceea m-am gândit chiar și aici să fac un atelier cu destinație continuă în care să vină și alți amatori ai artelor
chiar și o expoziție în aer liber, tot permanentă, pe care să o coordonez. Deci cam asta aș vrea, ca om acum, ca om, cum să vă spun, se zice că fiecare are structura lui, sensibilitatea lui, cu relele, cu bunele lui. Omul foarte greu recunoaște ceea ce e rău în el. Dar e imposibil să nu-l aibă, precum și binele este imposibil să nu-l aibă. Ei, eu aș vrea rău ăla, infim, nu știu cât este, cum să dispară ăla de tot. Ajuns la vârsta maturității interioare și a deplinei forțe de exprimare, Paul Cristian Ioniță reușește să ne surprindă și să ne încânte prin exibarea stărilor sufletești, prin decojirea de facil și ușurătate, prin fuga sa continuă de banal, de anost, de comun. Pictura sa nu are nevoie de definiții, de explicații savante, de interpretări docte, ci trebuie doar mușinată, mirosită, adulmecată cu evlavie și apoi gustată pe îndelete ca un vin vechi, viguros, oacheș și năstrușnic în același timp și totuși mereu proaspăt, turnat fie într-o ulcică de lut ars, fie într-un prețios cristal de boemia. Nu-ți trebuie vreun interpret pentru a te lăsa pradă vrajei ce răzbate din pânzele sale, nici vreo încuvințare de la nu știu ce instituții care dau certificate de atestare. Trebuie doar să le privești direct cu ochii sufletului. E pură magie. Îmi zicea mama, când iară plecam de acasă, din Pietrășița, ți-ai luat geanta, artistule, și ai plecat. Voia să fie persifrantă și dură, ce altceva putea să facă? Ea unica, îndumnezeita, până la dangătul într-o dungă și dincolo de el. Pentru cei 7 copii și singurul bărbat pe care i-a hărăzit pronia. De ce mi-ai stricat numărul, Doamne, interoga aia hohot în cerul, când a murit fratele meu în armată? Condoleanțele mele, i-a spus cineva când, ca într-un dezastru cosmic, a pierdut tata. Ce să fac cu ele, maică, dacă omul meu bun nu mai e? A zis mama scâncind și frângându-și pierită mâinile. N-am întrebat-o niciodată dacă știe ce sarea condoleanțe. Eu, artistul, ce făceam? Îmi luam geanta și plecam, din felurite motive. De neastâmpări, de milă, de silă, de teamă, de dor, de ură. Căci trebuia să mă mișc, să mă rup, să fug. Am cumpărat mama grăbușor să fac olivă și batiste și lumânări am cumpărat. Că nu mai știu dacă vii întreg înapoi, că ești rău când bei, mândru, nesupus și poet. Spunea poet de parcă ar fi spus tâlhar. Îmi spunea de fiecare dată când fugeam de lângă ea. Și mă mângâia și îmi pupa ochii și îmi săra fața cu lacrima ei dulce și însângerată. Și mă întuneca și mă lumina. Doamne! Pe Constantin a întrebat-o de șeful de post comunal. Unde e fratul ăla, poetul? Că se interesează la județ de el. Ce mă întreb pe mine, domnule, s-a răsit fratele meu la milițian. Ia-ți merinde în traiste și caută-l. Acum nu mai sunt cum eram, dar nu-mi revie Don Quixotismul, neîmplinirile, risipirile, ce ți-a scris în frânt de țepus. Cervicia mi s-a mai înfrânt, ce cu alcool am luptat de mult. Poliția nu mă mai leargă de colo-colo, lumea nu mă mai ocolește ca pe un ciumat. Mama nu-și mai mijește ochii în poartă după mine. Doar poezia mă mai adastă însă și iubirea și ideea morții, mistere pulburătoare, obsedante, cu care am mărșăluit întotdeauna aproape.